Aș dori ca în această seară să citesc Cuvântul Dumnezeu din Iov, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 10. Iov, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 10. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, deci s-a înfățeșat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățeșat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care a făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe locul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și fără la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, ți-l dau pe mână, nu mai cruțe viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creșetul capului. Și Iov a luat un cioc ca să se scalpine și a așezut pe cenușă. Nevastă s-a i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, leastă-ne pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele? Să nu primiți și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu puțele lui. Amin. Vă rog să rău, pasă bună. În această dimineață, Tatăl Iulian a vorbit orientată lui Iov din capitolul 1, și așa cum ați observat această frumoasă, continuăm să vorbim tot din Tatăl lui Iov, din capitolul 2. Și tema este aceea și care a fost și această dimineață, este vorba de suferința lui Iov. Mă aduc aminte că am avut o întâmplare în care se spune că, în urmă cu mai mulți ani, în Statele Unite ale Americii, s-a născut o fetiță care era oarbă, sută și mută. Nu putea să vadă, nu putea să audă și nu putea să vorbească. Această fetiță s-a născut într-o situație aproape imposibilă. Nu putea să perceapă nimic din jurul ei. Tot ceea ce o conjura era dușmanul ei. Fiecare scaun, fiecare masă, tot ce era în casa lor, fiecare obiect, era dușmanul ei. Și din cauza aceasta, această fetiță era deosebit de rea. Dar cu timpul s-a găsit o învățătoare care a început să se ocupe de această fetiță și a început să se comunice cu ea prin anumite atingeri. A încercat să facă un fel de comunicare prin atingeri și în felul acesta a început să-i spune cele fetiții despre lumea care o înconjura, despre oameni, despre flori, despre copaci, despre animale. Și această fetiță, împreună cu această învățătoare, a putut să termine școala, a putut să facă o facultate. Această fată, după aceea, a ajuns să fie chiar aceea care a fondat Asociația Mondială a Orbilor, a pus asemenea bazele alfabetului Braille, care se folosește și în ziua de astăzi de cei care sunt nevăzători. Și această femeie a spus la un moment dat, voi mă plângeți pe mine pentru faptul că eu nu văd, că eu nu aud și că eu nu pot să vorbesc. Dar chiar dacă nu pot să văd, totuși Dumnezeu mi-a dat o minte, mi-a dat o imaginație și eu pot să văd o altă lume, cu toate că voi vedeți această lume ca și voi nu apreciați. Dar eu văd o altă lume, lumea lui Dumnezeu. Voi spuneți că vedeți doar câteva culori, dar eu văd culori infinite. Voi spuneți, vedeți doar 7 culori ale curcubeului, dar pentru mine sunt mai multe culori. Eu văd culori infinite. Voi spuneți de asemenea că auziți pe oameni care vorbesc răutăți, care înșură, care spun prostii, dar spunea ea, eu nu aud decât vocea lui Dumnezeu și cântările pe care cântă îngerii. Această fată, ea nu s-a dat văzută de acele greutăți prin care a trecut. Ea spunea că Dumnezeu a trimis-o să-i spună nouă, la cei care vedem, la cei care auzim, la cei care putem să vorbim despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre iubirea și dragostea Lui. Această femeie, așa cum spuneam, a trecut prin ce situație aproape imposibile. Și totuși, această femeie nu s-a dat dovolând de aceste greutăți,
Această femeie a fost o învingătoare, această femeie a învins, pentru că a făcut în felul acesta ce este lui Dumnezeu. Fiecare putem să trece prin greutăți. Și cu siguranță, fiecare trece prin necazuri, prin greutăți, mai multe sau mai puține. Dar greutatea poate să te doboare, sau poate să te ridice, să te înalțe, și în felul acesta să faci ce este lui Dumnezeu. Atunci când noi avem probleme, când avem necazuri, când avem suferințe, când vorbim ceva rău, noi dăm vina pe circunstanțe. Spune-mi dacă fratele n-a fi spus așa, eu n-aș fi făcut așa. Spune-mi dacă am mințit, este pe faptul că n-am putut să stau sub altă formă. Numai așa am putut să stau, dacă mințeam. Dacă ceva fură, spune, dacă nu fură, n-aș fi murit de foame. Dacă ceva este conflictiv, spune, nu din cauza mea, este din cauza lui, el a început primul. Așa a spus și Adam, nu din cauza mea, din cauza femeii care mi-a dat-o, din cauza lui Eva. Așa a spus și Saul. Din cauza poporului mi-am păcătuit. Noi așa spunem întotdeauna. Noi nu suntem așa. Noi suntem altfel de oameni. Noi circunstanțele ne obligă să facem așa. Dar adevărul este exact invers. Noi acționăm și noi vorbim și facem exact așa cum suntem. Așa cum este caracterul. Așa cum am format caracterul de-a lungul anilor, așa acționăm, așa facem, așa vorbim, așa vorbim și nu circunstanțele sunt acelea care ne fac să acționăm într-un anumit fel. Nu știu din locul acesta câți ați auzit despre testul lui Socrate. Se spune că odată un om s-a dus la Socrate să-i spună ceva despre un alt om. Vrea să-i spună ceva despre un alt om. Și Socrate a spus, merge să spui tu, vreau eu să te întreb ceva. Vreau eu să-ți dau un test. Și primul test este testul adevărului. Și Socrate a întrebat pe omul acela. Spune, ceea ce tu vrei să spui despre acea persoană, este sigur că este adevărat? Și omul a spus, nu sunt așa sigur, pentru că și eu am auzit de altceva. Și Socrate a spus acelui om, cum tu îți poți permite să vii să spui ceva de altceva și nici măcar nu e sigur dacă este adevărat sau nu este adevărat. Al doilea test pe care l-a pus Socrate, l-a întrebat, spune, ceea ce tu vrei să spui de omul acela, este bine sau este rău? Este lucru bun sau este lucru rău? Și omul acela a recunoscut că nu este ceva bun, este ceva rău. Și din nou Socrate a spus, cum tu îți permiți să vii la mine, să vorbești despre altceva, un lucru care nu ești nici măcar sigur, dacă este adevărat, și pe deasupra mai este și rău. Și ultimul test care l-a pus, este testul utilității. Și a spus, spune ceea ce tu vrei să spui, îmi este util, îmi este de folos, și omul a recunoscut că nu este util, nu este de folos. Și după aceea a spus Socrate, ce fel de om ești tu, dacă vii la mine să vorbește rău pe un alt om, fără să fii sigur dacă este adevărat și prin aceasta să faci rău atât mie, cât și omul acela. În această seară, întrebarea care se pune, ce fel de oameni suntem noi? Ce fel de om ești tu? Ce fel de om sunt eu? Ce fel de oameni sunt în Biserica Muntele Sionului? Cum te comporți tu atunci când ești bolnav, când ești în necaz, când ești în suferință? Atunci când vorbește rău de altcineva. Ce fel de om ești tu? Pe Dumnezeu a testat Iov. Și ce fel de om a fost Iov? Spune cuvântul că Iov n-a păcătuit cu gura lui. Dumnezeu pe care din lucrul acesta ne testează, sub o formă sau alta. Dumnezeu te testează în două feluri, așa cum a testat și pe Iov. Mai întâi Dumnezeu te testează când îți dă, așa cum era și Iov. Și după aceea Dumnezeu te testează când îți ia. Care test se pare că este mai greu? Primul test sau doilea? Când Dumnezeu îți dă sau când Dumnezeu îți ia? Cu siguranță că cei mai mulți în locul acesta spunem testul mai greu este atunci când Dumnezeu îți ia. Și adevărul că este un test greu. Atunci când Dumnezeu îți ia tot ce are. Când Dumnezeu îți ia soțul, când îți ia soția, când îți ia copiii, când îți ia sănătatea, când îți ia somnul, când îți ia banii, când îți ia liniștea. Este un test greu. Este un test care doare. Dar tot atât de adevărat, un test greu este și atunci când Dumnezeu îți dă. Pentru că atunci când Dumnezeu îți dă, Dumnezeu te face responsabil de ceea ce ți-a dat. Așa cum spunea și fratele Iulian în această dimineață, Dumnezeu când îți dă un test, să vadă ce fel de om ești tu. Îl cauți pe Dumnezeu doar pentru faptul că îți dă, doar pentru binecuvântările Lui, doar pentru banii Lui, doar pentru sănătate,
doar pentru locul de muncă, doar pentru poziție, de aceea cauți pe Dumnezeu. Sau cauți pe Dumnezeu pentru faptul că tu iubești pe Dumnezeu. Cei mai mulți oameni pot să-și dea seama câtă responsabilitate avem noi în fața lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îți dă. Pentru că când Dumnezeu îți dă, Dumnezeu îți dă ca să te verifice, îți dă un test, îți dă un examen, să vadă ce fel de om ești. Atunci când Dumnezeu îți dă, vrea să vadă, te lauzi cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Tu te crezi mai important decât alți oameni. Ești mai furat decât ceilalți. Sau atunci când Dumnezeu îți dă, poți să fii umil, poți să fii smerit, poți să fii cumpătat, poți să fii echilibrat. Dumnezeu când îți dă, vrea să vadă cu ceea ce ți-a dat. Poți să dai și la alții din ceea ce ai primit sau păstrezi doar pentru tine. Dumnezeu dă două teste. Unul când îți dă și un alt test când îți ia. Și Dumnezeu vrea să vadă dacă atunci când îți ia, ești tot așa de bucuros ca și atunci când ți-a dat. Pe eu Dumnezeu a testat mai întâi când i-a dat. I-a dat oi, i-a dat boi, i-a dat mâncare, i-a dat cămile, i-a dat mulți slujitori. Când Dumnezeu a testat în felul acesta. Și în ciuda bogăției pe care avea, Iov era un om modest, era un om evadios, era un om sincer, era un om cumpătat, era un om care nu se pretindea că este mai presus decât alți oameni, pentru că, în general, inima omului are această tendință că atunci când primește, că atunci când se realizează așa mai mult decât alții, să se creadă mai deșert decât alții, să creadă că este mai presus decât alții, să-i desconsidere pe ceilalți. Dar eu nu a fost așa, eu spun cuvântul lui Dumnezeu că aceste bogății nu l-a coborât, nu l-a pus jos și Dumnezeu a putut să treacă primul test atunci când Dumnezeu i-a dat. El spune, văduva n-a plecat fără să primească nimic din casa mea, străinul n-a plecat fără să fie binecuvântat din casa mea, atunci când m-am întâlnit cu cel sărac și gol, mi-am băgat mâna în buzunar, pentru că eu a putut să treacă primul test. El nu s-a lăudat cu ce are, așa cum de multe o să laudă oamenii. Ne lăudăm cu școala pe care avem, cu câte diplome avem, cu câți bani avem, cu câte case avem, cu ce poziții avem, cu ce loc de muncă avem. Oamenii se laudă, dar eu nu a fost așa. Eu a trecut primul test pe care Dumnezeu i-l a dat. Dacă cumva ai mai multă înțelepciune și mai multă știință și mai multă cunoștință și mai multă inteligență decât ceilalți, nu uita că ești examenul Dumnezeu. Dacă ai mai bună poziție, nu uita că Dumnezeu te testează. Dacă ai mai mulți bani, ai mai multe posibilități, nu uita că suntem în examenul Dumnezeu și Dumnezeu ne testează pe unul fiecare. Eu vă știu că pentru o vreme a avut tot ce a avut. Pentru o vreme a administrat clădiri, a avut animale, a avut o soție, a avut fii, a avut fiice. Pentru că tot ce avem și noi este pentru o vreme. Pentru o vreme suntem tineri, pentru o vreme suntem în vârstă, pentru o vreme avem copii, pentru o vreme avem casă, pentru o vreme avem bani, pentru o vreme avem sănătate, pentru o vreme avem tot ce avem, pentru că noi trăim în dimensiunea timp și spațiu. De aceea să fim înțelepți și atunci când Dumnezeu ne dă, să rămânem umili, să rămânem smeriți, să rămânem în poziția care Dumnezeu ne-a pus, să nu credem că suntem mai presus decât alți oameni, pentru că toți suntem egali, toți suntem făcuți de Dumnezeu și toți trebuie să ne credem Domnului în duș și adevăr. Cuvântul Domnului spune că Iov n-a păcătuit deloc, pentru că circunstanțele nu l-au schimbat pe Iov. Iov a fost așa când a avut bani și tot așa a fost când n-a mai avut nimic. Tot așa a fost atunci când a avut bogăție, a avut cămile, a avut oi, a avut boi, a avut măgari, a avut pământ, a avut fii și fiice. Și tot așa a fost atunci când Dumnezeu i-a luat tot ce a avut. El n-a vorbit deloc de rău înainte lui Dumnezeu, n-a blestemat, așa cum a spus soția lui. El nu a murmurat înainte lui Dumnezeu, nu a clevetit, ci a spus doar atât, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Pentru că Domnul când vrea dă, când vrea ne ia. Pentru că toate sunt ale Domnului. De aceea, noi putem să spunem ca și eu, numele Domnului să fie lăudat și binecuvântat. Ceea ce oamenii de spun atunci când sunt caz, așa cum spuneam, nu depinde de circunstanțe, ci depinde de caracterul pe care fiecare l-a format. Atunci când ți se ia binecuvântarea, atunci când ți se ia apa, atunci când ți se ia sănătatea, când ți se ia somnul, când ți se ia liniștea, ceea ce tu ești, ceea ce tu vorbești,
nu depinde de circunstanțe, ci depinde de caracterul pe care fiecare ne l-a format în decursul anilor. Nu circunstanțe sunt acelea care hotărăsc așa cum ne comportăm noi, ci mai bine zis sunt acele slăbiciuni de caracterul nostru și acestea se întâmplă din lipsa nevegherii, din lipsa rugăciunii, din lipsa postului, din lipsa de a veni la biserică, din lipsa de a căuta și a sluji pe Dumnezeu din toată inima. Acestea sunt elementele care fac să ne comportăm așa cum ne comportăm de multe ori. Și adevărul că atunci când oamenii Dumnezeu sunt testați, nu sunt testați ușor, sunt testați condiții destul de grele. Îmi aduc aminte de o întâmplare care spunea fratele Richard Bumbram despre un tânăr care a fost în închisoare și spunea că într-o zi la acel tânăr a venit ofițerul politic de acea zonă și l-a întrebat pe acel tânăr: tu, înainte ca să fii închis, ce ai fost în viața civilă? Și acel tânăr a spus: eu am fost ceea ce sunt și ceea ce voi fi. Și acel ofițer a întrebat: cum adică tu ai fost ceea ce ești și ceea ce vei fi? Și acel tânăr a spus: eu am fost un slujitor al lui Dumnezeu, asta sunt și asta voi fi până la sfârșitul vieții. Și acel ofițer a spus: cum, tu încă mai crezi în Dumnezeu? Și tânărul acesta și-a dat seama că dacă mai continua să spună că crede în Dumnezeu, va fi bătut și mulți o plăteau ca și cu viața. Mulți din cei care erau întrebați dacă crede în Dumnezeu, atât erau de bătuți până puteau să fie omorâți. Și câteva clipe a trecut acest tânăr, după care și-a să aminte de cuvintele Domnului Iisus care a spus: dacă voi, vă veți repeda de mine înaintea oamenilor și eu vă voi repeda de voi înaintea Tatălui. După care acest tânăr i s-a însemnat fața și a spus acestui ofițer: domnul ofițer, eu atunci când m-am venit la Domnul, am știut că mulți oameni, în decursul a 2000 de ani, au plătit cu viața. Eu am știut lucrul acesta și atunci mi-am luat angajamentul că voi sluji pe Domnul și chiar dacă voi fi închis, chiar dacă voi fi bătut, chiar dacă voi fi ucis, eu tot așa am să fac. Pentru că voi aceștia, care nu credeți în Dumnezeu, nu vă dați seama că luptați pentru o cauză pierdută. Pentru că voi, dacă ați ucide pe toți profesori de matematică, asta nu înseamnă că 2 plus 2 ar fi 4 și 4 plus 4 ar fi tot 8. Puteți ucide pe toți profesorii și tot așa va fi regula matematică. Tot așa, chiar dacă ne-ați ucide pe toți cei care credem în Dumnezeu, nu s-a schimbat cu nimic planul mântuirii. Dumnezeu ar fi același, Fiul ar fi același și Duhul Sfânt ar fi același. De aceea voi sunteți și luptați pentru o cauză pierdută. Ce spunea fratele Richard Bumbram? Că acest tânăr a fost bătut și nu știa că a scăpat cu viață, pentru că după aceea nu l-a mai văzut. Acest tânăr a înțeles că acel examen, acel test, a fost examenul vieții lui. Dumnezeu a trecut prin acel examen. Și așa cum spuneam, Dumnezeu când trece pe copilul lui, nu-i trece prin teste ușoare, ci îi trece prin teste destul de grele. Aș vrea să ne întrebăm această seară noi. Noi cum ne comportăm? Atunci când ai pierdut tot ce ai avut, atunci când totul s-a ruinat, când totul s-a dus pe apa sâmbetei, atunci când soțul sau soția ta, pe care o viață ai ținut-o de mână sau l-ai ținut de mână, a trecut în această viață, atunci când copilul care l-ai crescut în brațe, care l-ai educat, care l-ai dus la biserică, poate a spus aici poezie, a spus poeme, a făcut o școală, a făcut o facultate și poate a plecat la Domnul, în urma unui boli, a unui accident, a trecut din viață. Atunci, cum te comporți? Ce spui atunci, în acele clipe? Așa că o spuneam, sunt teste grele, pe care copilul Dumnezeu poate să le treacă cu ajutorul Domnului. Așa că o spunea și fratele Iuliana Zimineață, a cunoscut mulți oameni care au trecut prin aceste teste. Fratele Iuliana spunea că nu dă nume, nici nu o să dau nume. În această vară am fost la o soră pe care o cunosc de mult, mai bine de 20 de ani. O soră care întotdeauna a căutat pe Domnul din toată inima. O soră care îl iubea pe Domnul. Întotdeauna era nelipsită de acasă Domnului. Și în urmă cu un an s-a îmbolnăvit de cancer. Am fost în vara aceasta la ea. Și nu știam cum o să se încopte. Poate o să plângă, poate o să se vaite. Pentru că se bolnavă de cancer. Și n-a fost așa. Această femeie, această soră, a fost așa cum era și înainte. Îl lăuda pe Domnul, vorbea frumos despre Domnul, îi mulțumea lui Dumnezeu de toate binecuvântările sale. Pentru că înțeles că tot ce are este la Domnul și viața ei este în mâna ei, în mâna lui. De asemenea, un alt frate care a plecat în America,
În urmă cu 5 ani, a plecat, în urmă cu 10 ani, bine spus, a plecat în America împreună cu soția lui și cu încă 12 copii. În urmă cu 5 ani, un copil al lor, la 17 ani, a trecut din viață în urma unui accident de autobuz. În urmă cu 2 ani și frate păstor, a trecut din viață în urma unei boli de cancer. Și spunea fratul meu păstor despre fratele păstor care a trecut din viață, că înainte doar cu câteva zile l-a vizitat pe acel frate și vorbea cu el și spunea doar atâta. Fie că voi trăi, fie că voi pleca la Domnul, eu sunt mulțumit, eu vreau să fac pe voia Domnului. Acesta a fost examenul vieții lui. A rămas această soră, a rămas cu mulți copii și soția lui, așa cum și fratele, mai departe slujesc Domnului, mai departe laudă pe Dumnezeu și glorifică numele Domnului, pentru că am înțeles și eu am înțeles că tot ce avem iese de la Domnul. Oare noi de locul acesta, oare noi cum ne comportăm? Poate suntem aici aveți de 10 ani, de 12, de 20 ani unii și poate după 20 ani de spană. Poate soțul, soția cu care vede spană nu mai este. Poate copiii au plecat de lângă tine. Poate ești mai sărac atunci când ai venit în Spania. Poate ești bolnav pe deasupra. Să nu credeți că Dumnezeu nu știe toate acestea. Dar eu cred că toate aceste examene, toate aceste suferințe, nu sunt altceva decât ceea ce Dumnezeu vrea să-i completeze pentru a primi rezidență definitivă în Împărăția Lui. Eu așa cred că aceste suferințe nu sunt altceva decât niște teste, niște examene pe care Dumnezeu le dă nouă bisericii pentru a completa ce mai este nevoie pentru a primi rezidență în Împărăția lui Dumnezeu. Sau poate să vă spun alt caz, dacă soțul tău sau soția ta nu mai este așa cum a fost, ca atunci când te-ai căsătorit, nu mai ai dat dovadă de atâta iubire, de atâta bunătate, poate nu mai vine nici acasă Domnului, poate are anumite vicii, ce face cazul acesta? Îl abandonezi? Vreau să vă spun în sensul acesta o altă întâmplare, tot de la fratele Richard, pe fundă, l-am auzit-o, și spunea că o fată a vrut să plece misionară. Și spunea că nu a putut să ajungă să plece în țara din Africa misionară și atunci s-a căsătorit. După căsătorie, soțul ei, după 6 săptămâni, a plecat în război. Și acolo, în război, a stat 4 ani de zile. Acolo a stat cu tot fel de oameni răi, o influență rea, o influență negativă și spunea că atunci când s-a întors din război, n-a mai fost același om. Era un om rău, un om care a absentat de acasă, a început să fumeze, să consume alcool, nu era unul acela. Și această fată s-a dus înaintea Domnului și a plâns pentru lucrul acesta, pentru că nu era acel soț care o bea altă dată. Și Domnul aceste fete era tot o lumină și spunea, nu te lăsa să pleci în Africa ca misionară. Dar ți-am dat în casă pe cineva pe care poți să-l evanghelizezi, pentru care poți să te rogi, să faci tot ce stă în putință, ca și el să se întoarcă pe care mântuirii. Și această femeie, ce până în acea zi, a făcut tot ce a putut, s-a rugat, a postit și a făcut tot ce a putut ca soțul ei să se întoarcă la Domnul. Și nu prea mult timp acel om s-a întors la Domnul. Și spunea că din ziua în care s-a întors la Domnul, în fiecare zi îi aducea soției sale o floare și îi mulțumea că atunci când a fost un om rău, atunci când nu mai iubea, când s-a depărtat de calea Domnului, ea nu l-a abandonat. Oare noi ce facem? Atunci când soția ta, când soțul tău, nu mai sunt așa cum a fost altă dată, oare îi abandonăm sau mai luptăm pentru ei? Sunt unii oameni pe pământul acesta care nu contează prin ce greutăți trec. Ei știu de cine s-au legat, Eu știu pe cei care au pornit și indiferent de greutăți, indiferent de circunstanțe, ei rămân pe calea Domnului și slujești și fac ce este lui Dumnezeu. Și în faptul că și Domnul Iisus Hristos a trecut prin suferință. Domnul Iisus, înainte ca să moară, înainte ca să sufere, le-a spus ucenicilor pe care să sufere, care să fie bătut, care să fie dat pe mâna oamenilor, care să îi fie bătute cuie, în mâini și picioare. Și ce a spus Domnul Iisus? Hai să fugim să ne ascundem? Sau hai să ne rugăm ca să nu se întâmple de mine din partea aceasta? El a fost tot înainte. Spune cuvântul Dumnezeu că el și în continuare se ruga și răuda pe Domnul. Știu că și în locul acesta sunteți frați
care aveți probleme, aveți greutăți, poate nu sunteți bolnavi, sau aveți pe altceva care este bolnav, vă rugați mult timp de anumite cauze, poate nu aveți loc de muncă, poate nu aveți bani, poate aveți probleme sufletești pe care nu le puteți rezolva și vă întrebați ce să facem. Mai întâi vă spun ce să nu facem. Ceea ce nu trebuie să facem este să nu clevetim înaintea Domnului, să nu vorbim de rău înaintea lui Dumnezeu. Pentru că am cunoscut și oameni care au trecut prin greutăți. Cunosc un om aici în Spania, în urmă cu 7 ani, a rămas paralizat, era un om care nu era pocăit, nu cunoștea pe Domnul, era un om care era alcoolist, nu trăia o viață după voia lui Dumnezeu și după ce a avut acel accident, a continuat să fie tot înainte. A început să clevetească înaintea Domnului, să spună că Domnul este bine, să se compare cu alți oameni, să spună că alții sunt mai repede decât el, că el măcar a muncit, că a avut un loc de muncă și omul acesta, în loc să se schimbe, a început să fie tot ca în continuare să clevetească și să murmure înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm și să ne rugăm pe Domnul Iisus Hristos. Eu întotdeauna, când am probleme, mă compar cu alți oameni. Știu că întotdeauna sunt oameni care sunt în o situație și o dificultate mai mare decât a mea. Am citit că erau oameni, erau închiși, erau bolnavi, erau necazi, în suferință, erau bătuți și mai mult de atât, erau puși în lanțuri. Și cu toate acestea, acești oameni se rugau lui Dumnezeu, lăudau pe Dumnezeu și nu clăveteau înaintea Domnului. De aceea și noi să luăm seama la ceea ce facem, cum ne comportăm atunci când avem necazuri, când avem suferință, să nu uităm că Domnul este peste toate și Domnul cunoaște totul. Mă aduc aminte de o întâmplare scurtă cu care vreau să închei. Se spune că un băiețel o vedea pe bunica lui că în fiecare zi citea din Biblie. Și băiețelul a întrebat pe bunica lui, bunica, de ce tu citești atât de mult din Biblie? Tu ești mai în vârstă, mai ai dat încă examene, mai ai ceva școli de făcut? Și bunica a spus, nu, eu am de dat un examen. Examenul cel mare pe care va trebui să-l dăm, să-l dau în față lui Dumnezeu. Aș dori să nu uităm că fiecare de locul acesta suntem în context. A venit dat un examen. Examenul înainte lui Dumnezeu. Și cum vom trece acest examen, va hotărâ locul nostru în Împărăția lui Dumnezeu sau nu. De aceea doresc că nu să vă de pe fiecare, să luăm seama la Cuvântul lui Dumnezeu, să nu uităm că pe pământul acesta suntem într-un context, avem dat un examen și modul în care trăim, modul în care ne comportăm, va stabili veșnicia noastră. Amin.